N-am declarat eu ea ca obiectiv turistic. Poate este un obiectiv de tranzit. Pe Booking s-ar putea să găsiți vreun hotel sau un modelaj sau pensiune unde e loc de pripășeală. Dar spre deosebire de Brăila, orășelul e curat la propriu. Deci este curat, au un primar care are bun simț, intrările sunt limpezi, orașul are o deschidere și e curat. Deci ce vă pot spune este că, spre deosebire de Brăila, de intrarea în Brăila, în Iancă chiar este curat. Și asta îți lasă un sentiment oarecum plăcut și de ușurare vis-a-vis de faptul că ai o deschidere într-o poveste de câmpie pe care o parcurgi tu alături de ceilalți, dar nu cu densitate de peste normală a prafului, la maniera la care zici că e o carieră de nisip, nici cu gunoaie plutitoare prin aer, ascunse prin tufișuri mascate sau alte gunoaie abandonate, cum mi-a fost dat să văd pe artera Brăilei, care pleacă de la Piața Cea Mare către Cazasul să iasă spre centură. Ferească Dumnezeu, vă doresc tuturor celor care vă uitați și aveți de gând să plecați la drum, toate cele bune și chiar un început de primăvară cât mai grozav. Doamne ajută!